Deși în Seul mașinile autonome nu sunt o raritate, aceste mijloace de transport public autonome sunt primele care circulă noaptea. Am observat un panou în față, pe care scria că este autonom. Inițial mi-a fost destul de frică, dar n-a fost atât de rău pe cât credeam. Aceste autobuze de noapte asigură legătura între cele mai mari cartiere ale orașului începând din decembrie 2023. Siguranța este prioritatea numărul 1. Pasagerilor nu li se permite să stea în picioare și trebuie să poarte centura de siguranță. În plus, accesul copiilor sub 6 ani nu este permis nici măcar în prezența unui însoțitor. Dar autobuzul autonom nu funcționează complet autonom, nu încă. În vehicul se află un cercetător care monitorizează funcționarea și un așa numit șofer de siguranță, gata să intervină oricând. La început a fost neplăcut. Întindeam mâinile instinctiv către volan, chiar și atunci când nu era nevoie. Când vedeam cum se mișcă singur, puneam mâna pe el, fiindcă totul era nou pentru mine. Acum am înțeles că funcționează foarte bine singur și m-am obișnuit. Pasagerii sunt încântați, deși unii au dubii privind siguranța în viitor, când la bordul acestor mașini nu va mai fi șofer. Însă, mai este mult până acolo. În Coreea de Sud, vehiculele complet autonome, fără șofer, nu sunt încă legale. Sunt încântat de evoluția autobuzelor autonome, fiindcă ne-ar putea spori confortul, dar trebuie să mai așteptăm. Siguranța și răspunsul imediat al mașinii în diverse situații au nevoie de mai multă monitorizare în faza de început a proiectului. Dacă autobuzul este lipsit complet de personal, asta ar putea fi un motiv de îngrijorare. Deocamdată, oamenii pot călători gratuit cu aceste autobuze, dar administrația orașului intenționează să introducă totuși o taxă. Există deja planuri privind extinderea rutei pentru a conecta centrul orașului Seul de suburbii.